Mai interesant era că la înjurături participau copiii mei, că aveam ele în clasă, pe raza care ele, copiii au fost elevi, copiii mei proprietate erau în clasă, acolo. Da? Vă dați seama, participau la înjurături. Deci știau foarte, dar nu spune niciodată. Asta e, zicem. Oricare ar fi alfa aparținând lui el. Oricare ar fi alfa ce aparținând lui el. Se consideră matricea A de alfa. Da. A. De două coloane, cu cosinus de alfa, sinus de alfa, minus sinus de alfa și cosinus de alfa. Aparținând lui M2 de el. Da, este mulțimea, da. E mulțimea matricilor. De ordin 2 cu elemente din el. Dar punctul A să se arate ca alfa de A de alfa ori alfa ori A de beta. A de alfa ori A de beta. Egal cu A de alfa plus beta. Și că și alfa, A de alfa la N. Tot aici, da? Da. Egal cu A de N alfa. A de N ori alfa. Cu N aparține lui N. Unde ea nu-i număr natural, corect. Și la punctul B, pentru matricea B egal cu A, B, minus B și A. A, B, minus B, A. Da. A, B, minus B, așa mi-ai zis, da? Da. Cu A pătrat plus B pătrat diferit de 0. Având proprietatea că A pătrat plus B pătrat, da? Da. A, nu, e matrice B, o, e matrice, nu e... Deci e să mici. Nu, era cu așa? Matricea. Da, da, era AB minus B. A mic? Da, da. B. Mă uitam așa și... Sumă sau ceva. Da, nu m-am uitat ce scrie. Deci B este o matrice. Modelul de sus acolo. Tot de 2 cu 2. AB minus... Unde pe locul întâi este AB minus BA. Așa. Locul 2 pe prima linie. Nu, e doar exact A, sus. A. Deci AB minus B. Primul e A, următorul este B. Exact ca sus, dar că e A, B. Aș spune să dictează aici, vă spun cum să dictează. Zicem așa, pe linie. Pe linie. Avem elementele A și B. Pe prima linie. Pe a doua linie. Minus B și A. Ca să înțeleg, eu nu ne-am văzut ce am înțeles. Deci, A, B și respectiv minus B, A. Cu A pătrat plus B pătrat diferit de 0. Puneam condiții că A pătrat plus B pătrat diferit de 0. Și se demonstreze că există alfa aparține. Se demonstreze că există un alfa. Aparține intervalului 0, 2 pi. 0, 2 pi. La 0 de sus. Așa. Așa încât? Închis. Acolo, astfel încât? Încât închis la 0. La 0. La 0 închis. Da. Astfel încât și la 2 pi deschis? Așa. Matricea B este egal cu radical din A mic pătrat. B egal cu matrice. Da. Nu, nu e egal cu radical. Da. Din A mic pătrat plus B mic pătrat ori matricea A de alfa. Radical din A pătrat plus B pătrat ori matricea A de alfa. A de alfa. Și la punctul C, folosind rezultatele precedente, să calculăm M, matricea M la puterea N. M la N. Și matricea N la N. Cu N aparține numerelor naturale. Și N la N. Da. Cu N mic aparține lui N. Numerele naturale. Unde matricea N este de două linii, două coloane, cu 1, 1, minus 1, 1. M egal cu 1, 1, minus 1, 1. Și e matricea radical din 3, 1, minus 1 și radical din 3. Da. Așa. Pornim la treaba. Da. Luăm A de beta cu beta și... Ce înseamnă de alfa? Cum vedeți așa, aici e alfa, la, când iau A de beta, nu de alfa, pun beta. Deci A de alfa așa arată, o matrice de ori 2, 2, iar A de beta este matricea cos de beta, sin de beta, minus sin de beta, cos de beta. Și A de alfa ori A de beta, atunci A de alfa ori A de beta,
este egal cu matricea care o avem acolo, cos alfa, sin alfa, minus sin alfa, cos alfa, înmulți cu cos beta, cos beta, sin beta, minus sin beta, cos beta. Și egal cu? Cos de alfa, cos de beta. Cum se înmulțesc prima linie cu prima coloană? Știm bine asta. Deci va fi? Cos alfa, cos beta. Cos alfa, cos beta. Minus sin alfa, sin beta. Minus minus alfa, sin beta. Elementul al doilea, a 1, 2, da? Minus cos alfa, sin beta. E prima linie cu prima linie de aici cu a doua coloană. Da, cos alfa, sin beta. Cos alfa, sin beta. Beta plus sin alfa, cos beta. Plus sin alfa, cos beta. De desubt, a doua linie o construiesc. Mulțesc a doua linie cu pe în fiecare coloană. Minus sin alfa, cos beta. Minus sin alfa, cos beta. Cos beta și minus cos alfa, sin beta. Minus cos alfa, sin beta. Și apoi? Cos alfa, sin beta. Cos alfa, sin beta, spui tu. Deci tot linia asta cu coloana a doua, da? Da. Deci îi zici cos alfa, sin beta. Sin alfa, sin beta. Minus sin alfa, sin beta. Minus sin alfa, sin beta. Plus cos alfa, cos beta. Și egal cu. Dacă aici am urmărit, e bine? Da. Și cos cos minus sin sin? Este sin cos, nu? Este cos alfa plus beta. Este cos de alfa plus beta. Sigur? Nu. Nu este sinusul. Dacă cosul schimbă semnul. Spune la vot. Nu este sinusul, la cosinusul alternează în cos, parcă și sin. Și semnile la sin se păstrează, deci la cosinus. Cos, cos. Da, știți din amintiri. Ce facem într-o astfel de situație? Că, deci când ne aflăm într-o înghișiță la care nu avem siguranță, trebuie să găsim o soluție. Da. Îmi spuneți că ar fi cos de A plus B acolo. Da, s-a bănuit. Tu ai zis nu. Nu mi-a comandat să mă da. Da. Ai zis în perioada prima parte că nu. Da, nu mai știu. Acum el dacă a dat o variantă, da. Decât nu, hai să o luăm pe lui să vedem. Deci, cu alte cuvinte, oare e adevărat că cosinus de alfa plus beta ar face cos alfa, cos beta, minus sin alfa, sin beta? E o întrebare la care trebuie să răspundem. Deci noi nu suntem siguri că e bună, dar să vedem. Într-o astfel de situație aș lua un caz particular. Cu 90. Deci iau alfa egal cu 30 de grade și beta să fie 60 de grade. Ca să meargă bine acolo, să mai amintesc poate numele cel. Dacă nu mai amintesc nici asta, e complicat. Și acum, cosinus de cât ar veni? De 30 plus 60. Nu, cos de 30 plus 60 egal cos. Cos de 30 ori cos de 60 minus sin de 30 ori sinus de 60, nu? Și ar fi echivalent. Deci o probez pentru o pereche de unghiuri particulare. Și 30 și 60 fac 90, cos de 90. Nu știu cât face cos de 90 acum. Cos din 90 este 0. Pe ce argument ai? Păi, tabelul. Din tabelă. Uh-huh. Și avem și mai mai tare. Că tabelul acela, dacă mi-am amintesc... Ceva cu radical, nu? Din data 1, 2, 3, 4 și...
431 și curat de salți în ăla? Nu. Am una care să fie... Da, pe ce? Sigur. Adică de unde să ajunge? Cum să ajunge acolo? Păi, bă, faceți cercul trigonometric. X îi corespunde. Ar fi X și Y, nu? Deci iau cercul trigonometric, care da. Cercul este de rază 1. Da? Cercul trigonometric este cel de rază 1. Adică raza asta, notez aici, cu A, A prim, B, B prim. A, A prim și B, B prim. Și zic, duc cei doi diametri, imaginați că cei doi diametri sunt, de fapt, cele două axe, axa X-lor, axa X-lor și axa Y-lor. Jos X. Și acum, iau un punct, M, pe cerc, el a plecat din punctul A, în sensul ăsta. Da. Ăsta e sensul pozitiv. Deci când se M pleacă din, de la A spre B, e sensul pozitiv, sau sensul trigonometric. Iar când pleacă de la A spre B prim, în partea cealaltă, este sensul negativ, din măsurarea unghiurilor. Deci acceptăm chestia asta. Așa se stabilește. Și acum, când a ocupat o anumită poziție, avem un unghi, alfa aici. Da? Deci există deschizătura și deci este unghiul alfa. Ducem perpendiculara din M pe axa X și notăm cu M prim sau M1, cum vreți voi aici, M1 și perpendiculara pe partea cealaltă și notăm cu M2. Perpendiculara pe axa Y. Și acum, în triunghiul OM-M1, în triunghiul OM-M1, raportul dintre cateta opusă și ipotenuză se notează cu sinus. Este un număr. Raportul dintre cateta și ipotenuză, cateta opusă și ipotenuză, este un număr mai mic decât 1. Că totdeauna, cum este cateta față de ipotenuză? Mai mică, da? Și notăm valoarea raportului. Deci sin de alfa, sinus de alfa, este egal cu M, M1, M, M1, supra OM. Dar OM cât e de mare? Cât e de mare OM? E raza. E raza 1. Da. Și atunci înseamnă că sin de alfa egal cu M, M1. Adică sin de alfa este segmentul ăsta, M, M1. Da. Așa ne ieșe, nu? Da. Care înseamnă Y-ul. Da. Nu? Deci, sinusul înseamnă M1, care este egal cu OM. Deci egal mai departe cu OM aici, pot să spun. OM2. OM2. Da? OM2. OM2. Cosinus, hai să vorbim acum. Cos de alfa e raportul dintre cateta alăturată, adică asta de aici, cosinusul este, deci cateta alăturată OM2 supra ipotenuză. OM. Și OM2 supra OM, OM e tot 1, deci este OM2, da? OM1, pardon, nu, OM1, zice, da? Atât alăturat, OM1 da. Supra OM. Și face OM1. Iată că am stabilit. Cosinusul este valoarea lungimea acestui segment, care înseamnă X-ul punctului de pe cerc. Că orice, da. Ca orice punct în plan are două coordonate. Are un X și un Y, nu? Deci pot să spun că M, M de aici, are în loc de coordonata X-ului pun o M1. Dar o M1 se este cine? Cos de alfa. Cos de alfa și respectiv Y-ul care este sin de alfa. Deci o M1 am spus că este cos de alfa. Cos de alfa. Iar asta la altă este sinus de alfa. Da? Deci de acum, când zic punctul ăsta de pe cerc, are un... X-ul este un cosinus și Y-ul este un sinus. Când zic punctul ăsta de aici, un cosinus este X-ul
și Y este sinus. Deci, țineți cont că totdeauna coordonatele de pe cercul trigonometric, astea sunt. Abscisa X-ul este cosinusul și ordonata sau Y este sinusul punctului de pe cerc. Și acum, hai să ne închipuim următorul, eu șterg de aici și îmi dați voi când vom avea nevoie, da? Problema. Dacă așa stau lucrurile, spuneți-mi, pentru alfa egal cu 0 grade, alfa egal cu 0 grade, unde este M? Unde se află M ca să alfa să fie de 0 grade? Ca ăsta să nu mai existe, M trebuie să afle chiar în A. Chiar în A. Păi uite-te. Dacă alfa nu mai există, dacă e de 0, înseamnă că o M e suprapus pe o A. Nu? Că unghiul înseamnă deschizătura dintre cele două segmente semidrepte. Cosinusul de 0. Deci, în momentul în care alfa e de 0 grade, M are coordonate tot timpul cos de alfa, dar alfa la noi este 0 grade, și respectiv sinus de 0 grade, nu? Da. Dar M, în momentul ăsta, M coincide, M este identic cu A. M este identic cu A. Iar la ce coordonate are? Punctul A de pe axa X-lor. Punctul A, ăsta de aici. Ăsta ce are? X-ul este 1. Că X-ul este 1, că e chiar pe axă. Și Y-ul 1. Și Y-ul 0. Că e un punct pe axă. Pe axa X-ul nu. Y-ul nu e 0 tot timpul. Deci punctul A de coordonate cât am spus? 0. 1, 0. A, 1, 0, dacă era 0, nu era pe... Da? Deci punctul A are coordonate 1, 0. B-ul ce coordonate ar avea, dacă nu plăte? 0, 0, 1. B-ul de coordonate 0, 1, nu? Da. X-ul e 0, Y-ul... A, prim, ce coordonate ar avea? Minus 1. X-ul e minus 1 și Y-ul 0. Și B-ul prim, ce coordonate ar avea? 0 și minus 1. 0 și minus 1, da? 0 și minus 1. Și acum uitați cât de frumos este. M coincide cu A. M are cos de 0, sin de 0. A are 1 și 0. Da. Atunci, cos de 0 este 1. Da. Nu? Cos de 0 este 1 și sin de 0 este 0. Da. Iată, pot să spun fără nicio... Cos de 0 grade este egal cu 1. Și sin de 0 grade, sin de 0 egal cu 0. Da. Deci, când mă aflu pe axa X-ilor, sunt la cosinus acasă. Când sunt pe axa Y-ilor, sunt la cine acasă? La sinus. La sinus. Când sunt pe axa X-ilor, cosinusul are valoare maximă 1 sau minus 1, valoare minimă. Și în timpul ăsta, sinusul este 0. Că Y e 0 tot timpul aici. Când sunt la sinus acasă, el preia comanda. Și acum are cea mai mare valoare la 90 de grade, este 1. Iar la 270 este minus 1. Da? Deci, așa țin minte, din clipa asta, când vă întreabă cineva cât este cos de 0 grade? Păi, cos de 0 grade, unghiul, acum ai minte cercul trigonometric, sau dacă nu-l ai, e făcut timp pe colțul din hârtie acolo, da, pe care tot ce făcut cercul trigonometric, parcă ai dus, ți-a făcut cosinusul și dacă repezi chestia asta de mai multe ori, nu mai faci. Și ai minte clar, cos de 0 grade, sunt la cosinus acasă, e maxim 1 și sinusul ăsta, sinusul în timpul ăsta este 0. Că pe axa X-ilor, X-ul este maxim 1 și Y-ul este 0 pe axa asta. Da? De aceea, sinusul de 0 grade este 0. Da? Și 180 tot 0 este. Ăsta e motivul. La 270, sinusul este 1, cosinusul e 0. Sau este minus 1 la 270 și cosinusul din nou este 0. Ăsta e motivul, nu e altul. Da? Deci de aceea trebuie să aveți foarte clar chestia asta în minte. Și acum, hai să vedem pentru 30 de grade. Cum aflăm valorile pentru 30 de grade? Deci dacă alfa ar fi egal cu 30 de grade, atunci pe mine mă interesează cosinus de M va fi de coordonate ce?
gândi coordonate cos de 30 de grade, respectiv sin de 30 de grade. Da? Da. Și vreau să aflu ce valoare. Hai să ne închipuim că 30 de grade chiar aici, da. Și poate să fie, dacă încerc o, aici e 90 de grade, am împărțit în 3, da. Și am luat chiar o primă parte, bine, la bun început. Parcă am știut. Mă gândesc la treaba asta, treaba asta. Deci alfa e cât este acum? 30 de grade. Acum, triunghiul ăsta, chiar să spun, pentru alfa egal cu 30 de grade, scrieți așa, pentru alfa egal cu 30 de grade, rezultă că triunghiul OMB, OMB, este ce fel de triunghi OMB? Isosceli. Triunghi OMB este isosceli obligatoriu, fiindcă O, OM egal cu O, OB, raze. Egal cu ea, nu? Cu raza cercului. Așa. Și dacă ăsta e de 30 de grade, cât a rămas triunghiul ăsta? 60. De 60. Și măsura unghiului de desubt arăt, spun că BOM, BOM, egal cu 60 de grade, și atunci triunghiul isoscel cu unghiul din vârf de 60 de grade, ce fel de triunghiul îi? Atunci triunghiul, da, îi zis bine, triunghiul OMB e echilateral. Și... Da, 7-a, într-a 7-a, 6-a, 7-a. 8-a se face geometrie în spațiu. Ei, perpendicular acum, din vârful M, pe OB, de oriunde ar duce perpendiculara, pică la mijloc, e și median, și mediatoare, și spațiu. Și atunci, bisectoare toate. Și atunci, perpendiculara dusă, pică la mijloc, cât e de mare bucata asta, numai OM? Toate era de 1. Da? 1 pe 2. Da. Dar OM2 cine era? Sinusul. Sinus. De-aia sunt de 30 de grade 1 pe 2. Mă. Da? Clar, mă, nu vezi mecanic așa de... Învăț să înțeleg și eu niște lucruri ce fac acolo. Da. Țin de 30 de grade este 1 pe 2. Prin tuneric, așa. 1 pe 2, radical din 3. Spui pe acolo, nu știu ce, nu știu. Nu, e 1 pe 2 pentru că... Mai auzi vreodată chestia asta, că triunghiul ăsta se apare aici. Și unghiul e echilateral și de acolo duci perpendiculară. Și asta e bucata asta care apare, e jumătate din toată, că pică la mijloc. Nu, mai nu-ți ia nimeni chestia asta. Deci te bați cu oricine, te oprești pe bă, trage de gură, că se intre și gaze, îți arăt eu că e un rugător. Motivul ăsta e, nu că spui tu așa la întâmplare. Da? Bun. Deci am permis să spun acum, fără să greșesc, că țin de 30 de grade, iată, să-și pornesc un tabel, vă las cu voi să-l motivați. Tabelul acela care spuneai tu, din tabel, eu știu ăstea, da? Îl pornesc da, așa să zic. Aici zic sinusul, aici zic cosinusul, tangenta și cotangenta. Și unghiurile voi fixa aici. Să zic 0 grade, 30 de grade, 60 de grade, hai să zic 45, astea pe toate. 45 de grade, 60 de grade, 90 de grade, 120 de grade, las Leonul, pe toate vei face o treabă de ăștia. 120 de grade, 135 de grade, am trecut dincolo de 40, din 90 cu 35, da. Cu 45, fac 135, 150 de grade, 180 de grade, apoi, 210, nu am mai lucrat la dreptate, am înțeles, 210, merg ușor, ușor, dar 180 acum încep, 30, 45, 60, da? Deci 210, acum 180 cu 45, 225, da? 225, pe urmă, 240, da? Și pe urmă, 270. Și după asta ar urma ce? 270 cu 30, 300, 270 cu 45, 315, 270 cu 60, 330, și în sfârșit 360 și închis
discuția. Ai închis, ai, da, un cerc, l-ai parcurs. Și acum tragem din el. Și începem. La 0 grade, sinusul a fost 0, nu? Că sunt la cine acasă? La 0 grade sunt la cosinus acasă. Și la, pe axa x-lor, la cosinus, sinusul este 0, nu? Deci y era parcă sinusul. Deci 0, cosinusul e 1. Tangenta. Luăm paralel. Hai să-l da. Am putea face raportul? Desin și cos. Da, da. Sigur că da. Perfect. E mai simplu. Tangenta e simplu cos. Da? Tangenta de alfa egal cu sin de alfa supra cos de alfa. Dacă toți sunt cu cercul, hai să vă arăt și șmecherea asta. Pe asta o știi. O știi. Deci îmi dau un paralel la... Nu. B, deci o singură paralel în punctul A. Deci tangenta aici se repede. Da. E tangenta la cerc în punctul A. Și prelungesc până taie axa tangentelor, dreapta tangente, da. Asta e dreapta tangente. Și notez aici punctul M3. Și triunghiul OAM3, în triunghiul OAM3, zic, tangente de alfa, cateta opusă pe cateta alăturată. Așa convenim să notăm raportul. Cateta opusă supra alăturată. Deci este egal cu AM3 supra AM3 supra OA. Cateta alăturată. AM3 supra OA. Și egal mai departe, cu AM3 supra OA, cât e de mare OA? OA 1. 1. Deci tangenta înseamnă lungimea asta. AM3 care este o lungime. O vedem noi cum o calculăm. Dar vreau să spun ca, ca valoare. Lungimea acestui segment. Când m-am mărit cu unghiul, e și mai mare. Când sunt la 90 de grade, cele două sunt paralele. Și nu se mai întâlnesc. Nu există. Deci tangente de 90 de grade nu există. Motivul, tangenta fiind simple cos, la 90 de grade, o să vedem noi cât e sinusul la 90 de grade. Sinusul la 90 de grade este 1, iar cosinusul e 0. Și ar face 1 pe 0, iar împărțit la 0 nu are rost. Explicația clară de ce se întâmplă așa, este pentru că cele două drepte devin paralele și nu mai trebuie niciodată. Deci tangenta nu există. Nu mai există segmentul ăsta. E drept, cât mă apropii de 90, cu atât el e mai mare. Întâlnește mâine, mai sus. Mai mare segmentul ăsta. Deci asta e a dreapta tangentei. Iar dreapta cu tangentei va fi în punctul B. Când mă duc în partea asta, când unghiul trecut în partea asta, întâlnește în partea de jos. Deci e tangenta în cadranul 2 și 4 e negativă. Iar în 1 și 3 este pozitivă. Cât sunt în 3, o prelungesc tot în partea asta. Tai. Deci și semne tot. Cercul trigonometric e secretul trigonometriei. Deci practic nu te bați cu orice, nu discuți. Ai totul ca, cum spun, ca într-o oglindă pus. Știi unde să te duci, ți-ai luat treaba. Așa. Mă întorc la, la cât? La 30 de grade, da? La 30 de grade sinusul cât a fost? 1 pe 2. Am văzut de ce. Da. Triunghiul ăla e așa. Iar cosinusul e o M1, parcă am notat aici, nu? Da. Păi asta e de 1, asta e 1 pe 2, din Pitagora scot. Ah, dar așa e și formula fundamentală. Cos pe pătrat. Asta la pătrat plus asta la pătrat face asta. Da? Pitagora. Da. Deci sin pătrat plus cos pătrat, totdeauna sin pătrat de alfa. Deci sinus pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa face 1, că e la Pitagora într-un triunghi de tunic. Da. Deci nu e o filozofie formală fundamentală. Este fundamentală pentru că
E teorema lui Pitagora, într-un triunghi dreptunghic. Nu, că o catetă tot timpul este, asta e sinusul și asta e cosinusul. Sin pătrat plus cos pătrat face ipotenuza la pătrat, care e de 1. Da? De ce ar face 1? De 1. Bun. Și acum, dacă știu pe sinusul cât 1 pe 2, acum mă ocup aici. Nu de 1 pe, loc de sinus pun 1 pe 2 la pătrat, 1 pe 2 totul la pătrat, plus cos pătrat, ca nu știu, cos pătrat de alfa egal cu 1. De unde rezultă că cos pătrat de alfa va fi 1 minus 1 pe 4. 4 minus 1 face 3 pe 4. Adică cos de alfa face plus minus radical din 3 pe 2. Și acum văd, la 30 de grade, cosinusul, ăsta era. Păi partea pozitiv pe axa aici. Da? E și pozitiv, nu discutăm. Deci cos de alfa, la 30 de grade, radical din 3 pe 2. Așa nu și nu? Radical din 3 pe 2. Tangenta e sin pe cos, e 1 pe 2 supra radical din 3 pe 2, 2 cu 2 simplifică, deci 1 pe 2, supra radical din 3 pe 2, 2 cu 2 se duce și face 1 pe radical din 3, să raționalizăm radical din 3 pe 3. Radical din 3 pe 3. Contraneta e inversă. Da, 3. E radical din 3. E cos pe sin, radical din 3. Deci, e clar că am găsit sinusul, cosinusul, tangenta și cotangenta. La 45 de grade. Păi imaginați-vă că v-ați dus cu ăsta la 45 de grade. Deci M practic ocupă poziția de mijloc a arcului. OM am unit. Și acum unghiul ăsta e de 45 de grade. Și triunghiul ăsta e dreptunghic, isoscel. Înseamnă că sinusul e egal cu cosinusul. Și asta OM e 1. Să afli una din catete când ele sunt egale. Păi, deci la 45 de grade, spune, vei fi de așa. Pentru alfa egal cu 45 de grade, rezultă că sin de alfa, sinus de alfa, sin de 45 de grade, egal cu cos de 45 de grade. Că sinusul e asta și cosinusul e asta. Sinusul e egal cu cosinusul. Și atunci, formula fundamentală, în sin pătrat de 45 plus cos pătrat de 45 egal cu 1, nu? Și când sinus egal cu cos, pot spune 2 sin pătrat de 45 egal cu 1, adică sin pătrat de 45 egal cu 1 pe 2, scoate radical de unde sin de 45, simplu, egal cu cos de 45, cum am și spus, și egal cu radical de 2 pe 2. Unul pe radical de 2, raționalizez și face radical de 2 pe 2. Iată de ce sinusul la 45 cu cosinus sunt egale, și anume radical din 2 pe 2. Iar tangenta care e sin pe cos, face 1. Când ele sunt egale, și 1. Altfel spus, dacă aș prelungi pe asta, ca să văd tangenta, tot triunghi social este. O, A, un întâlnit, tot. Și asta e cât asta. Și cum asta e de 1, și asta e de 1. Terminat. De aia. Tangenta la 45 este 1. Cu cotangenta, dacă aș lucra la fel la dreapta asta, el s-a întâlnit. E pătrat aici. Și asta e diagonală. Și atunci asta e cotangenta. Diagonala într-un pătrat. Păi e radical din 2 din motivul ăsta. El radical din 2. Da, el radical din 2. Că asta e L, L, da, da. Pătratul Pitagora, el radical din 2. Nimic. Aș vrea să vă invit să învățați totul logic. Și totul. Și totul să curgă. Păi nu v-am spus că ai trigonometria care știu eu? E când eram în clasa 10. Asta. Eu retrăiesc secvența aceea când am învățat de unul singur. Și am predat-o tot timpul la nivelul la care am înțeles-o atunci. La 60 de grade se mută triunghiul aici și vă dați seama cam așa vine triunghiul și este aici de 30 urmă de 60, acum el devine așa aici, da? Devine în felul ăsta și când duc perpendiculara,
pică la mijloc. Adică, cine era asta? Era, bucățica asta era tocmai cosinusul. Și din toate era de 1, pică la mijloc, e de 1 pe 2. Deci cos de 60 de grade este 1 pe 2. Da? E 1 pe 2. Iar sinusul prin Pitagora, radical e 3 pe 2. Nu știu, îmi vreau să spun. Deci când am dus-o, ca el să ocupe de, să aibă unghiul de 60 de grade, el este isoscel, cu 60 de grade, devine echilateral. Și acum când duc din înălțimea, când duc perpendicularea pentru a găsi cosinusul, că e proiecția pe axa X-lor, cosinusul, bucata asta, unii pică înălțimea dusă într-un triunghi echilateral pe latura opus, chiar la mijloc. Și atunci cosinusul este 1 pe 2. Hai să faceți un pic asta. Aici am aglomerat figura și nu mai este clar. E foarte simplu. Vă jucați să faceți alt cerc, alt cerc și tot. Vă jucați așa. E fiecare dată ca să înțelegeți bine. Deci nu pe aceeași figură, că dacă pățiți la mine și nu se mai cunoaște nimic. Da. Deci, la câte grade? La 60 grade. Deci, practic, cam aici. Am împărțit în 3 și asta e partea care a luat-o. Asta e unghiul de 60 de grade. Cealaltă e de 30. Dar eu mă ocup de asta. Punctul M aici este. Ca poziție. O plecat din A. O deschis. O deschis arcul acesta. Are un de 60 de grade. Echilateral. Este echilateral, cum clar. Iar pentru a găsi X-ul punctului de pe cerc, ca să găsim X-ul duce perpendicular pe axa X-ului. Da. Și unde pică asta? Exact la mijloc, pentru un echilateral, înălțimea pică jumătate din latura opusă. Da, și mediană de toate. Și asta de aici până aici este tocmai cosinusul. Da. Cos de 60 de grade. Și cum era fat 1, e 1 pe 2. Și dacă o știi pe asta, ca să găsesc Y-ul, deci, prin Pitagora, am pe asta cât? Asta e 1 pe 2, asta nu știu, asta o știu 1, scad din Pitagora și am găsit radical 3 pe 2. Se schimbă 30 cu 60. Da. Sinusul de 30 este cât cosinusul de 60. Iată o primă observație. Sin de 30 de grade este egal cu cos de 60 de grade. Da? Care e egal cu 60 pozitiv 90 minus 30, egal cu cosinus de 90 minus 30 de grade. Deci, fie încă o dată, sin de 30 este cât cos de 60. Am dovedit. Dar în loc de 60, pot zic 90 minus 30. Și pe 30 înlocuiesc cu un alfa. Și apare sin de alfa egal cu cosinus de 90 minus alfa. Și am pus mâna pe formă. Legătura între funcții și cofuncții. Sin de alfa egal cu cos de 90 minus alfa. Da? Da? Deci prima legătură între funcții și cofuncții, între sin și cosinus. Da. Între cosinus și sinus. Tot așa se demonstrează că cos de alfa egal cu sinus de 90 minus alfa. Aceste două formule îmi vor folosi foarte mult la momentul în care demonstrez sin de alfa plus beta, sin de alfa minus beta. E foarte clar. Deci dacă veți avea curiozitatea să vedeți volumul acela de care l-am de trigonometrie, totul e construit meticulos. În 15 ore am făcut toată trigonometria, dar perfect, cu ecuații trigonometrice, cu tot ce înseamnă, toate chestiunea. Deci, și aveți acolo, dacă vă uitați la Proful Online, la videomanuale, sunt 18 volume scoase și aveți și capitolul acesta cu trigonometria. Ei, acolo, repet, m-am ocupat numai de chestia asta și nimic n-am lăsat nejustificat. Toate sunt într-o ordine perfectă și se poate învăța trigonometria de unul singur, fără nicio emoție. De la ce am plecat noi? Am plecat, nu știam ce să spun, cos de alfa, dacă cos de alfa plus beta, ne întrebam noi dacă cosinus de alfa plus beta este adevărat, cos de alfa ori fost de beta, minus sin de alfa,
sindicat. Da? Da. Așa este formulă demonstrată, dacă e adevărat. Și voi, aflându-vă în situația dificilă, am zis să luăm o situație particulară, cu alfa egal cu cât? Cu 30 de grade, parcă, și beta egal cu 30 de grade. Să vedem dacă e verificat. Și, înlocuind, avea să fie cosinus de 30 de grade plus 60 de grade, egal cu un semn de întrebare, egal cu cos-cos, adică cos de 30, cos de 60 de grade, minus sin de 30, ori sinus de 60 de grade. De semn de întrebare, vreau să fim sigur că e bine. La 30 și 60 faci 90, și cos de 90 de grade, acum știm sigur că cos de 90 de grade este cât? Cos de 90 de grade este 0. Da? Suntem la cine acasă? La cosinus. Și sinusul, el este șeful. Sinusul e șeful, el e 1. Cosinusul este 0. Și atunci ar fi că 0 să fie egal cu cos de 30 de grade, care am spus că este radical 3 pe 2. Deci radical din 3 pe 2. Ori cos de 60 de grade, că este 1 pe 2. Nu? Cos de 60 de grade. Cos de 60 de grade este 1 pe 2. Deci radical din 3 pe 2, am zis bine? Da. Cos de 30 de grade radical din 3 pe 2, ori cos de 60 de grade ori 1 pe 2, minus sin de 30, care este 1 pe 2, ori radical din 3 pe 2. Și adevărat, radical din 3 pe 4, minus radical din 3 pe 4, face 0. Și acum tu spui, m-am citit bine în memoria mea. Formula asta, cos de alfa cos beta egal cos cos minus sin sin, e corectă. Iar dacă ar fi, să mă dau răspunsul lui cosinus de alfa, alfa minus beta, ar fi cos alfa, cos beta, plus sin alfa, sin beta. Cum să obțin la cea de sus, pe asta de jos? Simplu. Cu 9 de minus 30? Nu, nu. Uite pe ați cum fac. A, plec de la cos de alfa minus beta este de fapt cosinus de alfa adunat cu minus beta. Pot să spun așa scăderea. În loc de alfa minus beta, pot să spun alfa adunat cu minus beta. Și acum aplic formula cosinusul adunării, care am sus. Și face cos de primul loc, ori cos de al doilea, de minus beta, plus, minus, pardon, sin de primul, ori sinus de al doilea, de minus beta, și egal cu. Deci cos, cos, minus sin, sin. Dar cosinus este funcție pară. În ce sens? Hai să vă arăt. Deci cosinus de un unghi alfa, cât este bucata? Asta de sus. Asta e cos de alfa, da? Cos de alfa. Iar cos de minus alfa înseamnă că am un sensul invers. Ăsta este minus alfa. Și când duc proiecția, tot acolo pică. Deci cos de alfa este așa, cos de minus alfa este aceeași chestie. Deci de aceea cos de alfa, putem spune că cosinus de alfa egal cu cosinus de minus alfa. Pentru că la sinus ce se întâmplă? Sin de alfa e bucata asta așa, iar sin de minus alfa e bucata în jos. Ele cele două sunt opuse. Unul e cu plus și altul cu minus. Deci pot să voi spune acum că sinus de minus alfa este opus. Minus sinus de alfa. Și când nu ține cont de semn, se cheamă funcție pară, iar când aruncă minusul în afară, este funcție impară. Deci funcția cosinus este singura pară, că tangenta și cotangenta sunt impare, putem dovedi, e raportul simplu cos acolo, da. Și anunț minusul este în față. Deci singura funcție care nu aruncă minusul e cosinusul. Iar sinusul, tangenta și cotangenta aruncă minusul din argument în afară. Așadar, îmi permis să spun că aici continui cos de alfa ori cosinus de beta. Cos de minus beta e cos de beta, cos cos. Minusul de la sinusul ăsta vine tocmai în față și face pe ăsta, îl transformă în plus, plus sin de alfa, ori sin de beta.
iată de ce a apărut, coscos plus sin sin. Și voi memorați așa, la cosinus, când e cu plus între ele cu minus, când e cu minus, între ele cu plus. Și păstrează coscosinus. Da? Deci e tocmai invers. Da. La sinus, la sinus se păstrează. Și acolo se dovedește tot așa, de ce se păstrează. De la teorema fundamentală a trigonometrie, de la teorema lui Pitagora generalizată, se păstrează una din formule și pentru toate curg de acolo perfect. Nimic, nimic, nimic nu e justificat. Și acum, fiindcă am, ne întoarcem la exercițiul nostru, noi am făcut ce am făcut aici. A de alfa ori A de beta, așa este? Da. Am făcut până acum o paranteză pentru a vă atrage atenția că aici este exercițiul, nu poate fi făcut, nu-i la îndemână dacă nu știm trigonometrie. Da? Niște formule. Restul, mai vorbim așa, pe deasupra, vi dau mecanic. N-am făcut-o numai pentru voi, am făcut-o și pentru prietenii noștri, filmul se păstrează. Poate o parte din ei chiar pe Profumane TV la ora asta. Cei care se uită n-au decât o mare bucurie să vadă ce se întâmplă cu trigonometria, care e de regulă prezentată, ca un set de formule pus într-un sac acolo. Eu am aruncat pe tablă cineva cu o foiță în mână, poate nici el nu le știu foarte bine. Se întâmplă și chestia asta, credeți-mă. Că și mie mi se întâmplă chestia. Memoria joacă feste pe un timp de... Ei, dar dacă ai firul logic al lucrurilor și ai exact cum anume curg unele din altele, n-ai nicio emoție, niciodată. Știi sigur de unde vin și atunci le rezolvi sau o descoperi tu imediat, să o demonstrezi. Cel cu trigonometrie este arma secretă împotriva uitării. Și nicio formulă, repet, nu mai ridică problema. Acum mi-ați dovedit încă o dată că zice tabelul, parcă cu 1 pe 2, minus 1 pe 2, ce și cum. Nu. Totul e perfect acum. Ne întoarcem la ieșițiu și anume, am arătat că A de alfa ori A de beta, nu? Așa am vorbit, A mare de alfa ori A mare de beta, este egal cu o matrice, o avem aici, cos cos minus sin sin, este cosinusul adunării, da? Deci este cosinus de alfa plus beta, aici sin cos cosin, sin cos cosin este sinusul adunării, da? Sinus de alfa plus beta, deci este sinus de alfa plus beta, jos scoatem un minus în factor și este cea de acolo, deci minus sinus de alfa plus beta. Și jos este, scrim ordinea de cos cos minus sin sin. Cos cos minus sin sin este chiar asta. Deci este cosinusul cos de alfa plus beta. De în matrice, uitați-vă la ce formă erau matricile acelea. Erau de tipul cos, cos sin, minus sin cos. Da. Modelul da. Care l-am avut, așa? Da, așa, așa, așa. E cos sin, minus sin cos. Dar în loc de beta, este un alfa plus beta. Așadar, o spun că este o matrice amare de modelul alfa plus beta. Da? Da. Ce-am arătat? Că A de alfa, A de alfa, ori A de beta, a fost prima întrebare care mi-a spus-o la exercițiu, este A de alfa plus beta. Primul lucru pe care l-am spus aici. De aici aș mai insista un pic eu, care înseamnă egal mai departe cu A de beta plus alfa, ca adunare comutativă, A de beta plus alfa, și care îmi dă mie libertatea să spun că este egal cu A mare de beta ori A mare de alfa. Adică, iată-mă că am spus acum alfa ori A de beta, egal cu A de beta ori A de alfa. Adică, produsul matricilor din modelul ăsta e și comutativ. În general nu e comutativ. Dacă autorul vă cerea să arătați că este comutativ, așa trebuia făcut. Dar nu mai dau cu la. Nu faceam A de beta ori alfa. Nu, nimic, pierzi timpul. Da? Deci, practic, comutativitatea numerelor reale, alfa plus beta egal cu beta plus alfa, te determină să spui asta.
poți să muncești, trebuie, dar mai pierzi niște timp. Tu ești contra cronometru acolo la lucrare. Nu? Deci nu să... V-ați propus, le-ați spus părinților sub patru urmări lecția? Nu le-ați spus. Nu le-ați spus. Păi spuneți-le, bă, prietenilor, așa, băi, puteți stați acasă, vedeți ce face acolo pe foc. Faceți-o bine. Dar aveți prieteni pe clasă la 11, la... Sigur, le-ați spus, băi, uitați-le acolo. Dacă nu vă place, închideți calculatorul, dar nu vă ține nimeni de gata. Așa. Păi, Dede, chiar așa, de ce nu? Deschide prof online și te uiți, ești în direct, vezi tema pentru mâine. Sau pregătirea pentru cei ce aveți voi din carte care aveți de astea. Da. Ce a mai fost aici? A mai fost ceva? Dacă matricea A de alfa la A de N-ul alfa. Așa. Deci, A de alfa, totul la N, egal cu A, A indici N alfa. Trebuie să demonstrăm asta, nu? Da. Ai vreo idee? Care e nevoia de vreo idee? Păi schimbi desfășurat, A ori alfa, ori alfa, A ori alfa, ori A ori alfa, de N ori. Și asta înseamnă ce am demonstrat înainte, e A de N ori alfa. Sigur că da, acolo. Deci putem un fel de inducții, dar da, e foarte da. Simplu. Foarte simplu. Hai să facem ala a doua. Ala a doua ca să simți megheșițul mai clar. Deci A indice alfa totul la a doua. A indice alfa. A indice alfa totul la a doua. Înseamnă A indice alfa ori A indice alfa. Dar să nu mă pune să fac chestia asta, că eu știu cum să mulțesc. Vine A indice alfa plus alfa. Că era înainte alfa plus beta, nu? Da. Și aia face A indice 2 alfa. Și dacă mulțim cu A indice alfa, deci A alfa la a treia, înseamnă A indice alfa la a doua ori A, care înseamnă A indice 2 alfa, ori A indice alfa. Care înseamnă A indice 2 alfa plus alfa, după tehnica care am spus-o la mulțirea două mari. Ce face? A indice 3 alfa. Iar colegul tău a spus așa, deci nici așa asta n-aș face. Deci la A indice alfa, la I, aș spune că este egal cu A indice alfa, ori A indice alfa, ori A indice alfa, da? Indice alfa. Și mai departe, A indice alfa, A indice alfa, totul de câte ori de N ori, care înseamnă, după tot ce s-a vorbit până acum, A indice alfa plus alfa plus alfa plus alfa de N ori. Da? Și face A indice N alfa. Termate ghești. Asta mi-ai spus tu da. În traducere, da? Lucru foarte simplu. Însă pentru, să spun, mai pentru precizii, facem și inducția așa. Ai făcut la a doua, la a treia. După A la K arată așa. A la K plus 1 ar însemna cu un A și gata, s-a văzut, să face K alfa plus 1 alfa, K plus 1 alfa. Și terminat e punctul B. Punctul B. Să vedem ce avem la B. Dar să înțeleg că așa se întregăște, pe el ați selectat voi așa, de undeva, nu? Mm-hmm. Nu sunt date, ci le-ați găsit și ați spus, domnule, haide să le vedem. Așa, mai complicate. Mai complicate, da. Mai interesante. Mai te plimbă mai mult prin materie. Da, învățăm. Da? Mai multe lucruri, așa. Bine. La B ce era, că nu mai știu? B este matricea A, B, minus B, A. Deci, la punctul B, B este matricea de tipul A, B, minus B, A, B, minus B, A. Și demonstrez că există alfa aparține în intervalului 0, 2, pi. Există o alfa care aparține în intervalului 0, închis parte, 2, pi. Astfel încât matricea B
este egal cu radical din a pătrat, a mic pătrat plus b mic pătrat. A mic pătrat. Ori plus b mic pătrat. Ori matricea a de alfa. Din afară. Încă e un număr. Deci practic, e radical. Da, da. E un număr care era afară, e o scalare, trebuie să spunem. Da, da. Deci, așa încât B egal cu radical din A pătrat plus B pătrat înmulțit cu matricea A de alfa. Înmulțit cu A de alfa. Idei? Exemplu de alfa de pe B. Păi eu aș spune să scrim egalitatea care da, e cerere. Da. Deci B, B să fie egal cu radical din A pătrat plus B pătrat pe lângă A de alfa, dar A de alfa cine era? Era pe lângă cos de alfa, sin de alfa, minus sin de alfa, cos de alfa. Asta este R de alfa, nu? Da. Iar egalitatea... Ar fi pe B îl cunoaște. Pe B îl știm, înlocuim. Da? Deci egalitatea ar fi matricea A, B, minus B, A. A, B, minus B, A. Da. Egal cu matricea, hai să mulțim peste tot cu radicalul ăsta. Cos de alfa. Cos de alfa. Hai să punem în față. Radical din A pătrat plus B pătrat ori cos de alfa. Nu? Da. Pe urmă. Radical din A pătrat. Radical din A pătrat plus B pătrat cosin de alfa. Și? Radical din A pătrat. Minus radical din A pătrat plus B pătrat cosin de alfa. Și respectiv radical din A pătrat plus B pătrat, că așa nu se mulțește, nu se mulțește toate elementele, ori cosinus de alfa. Și egalitatea a două matrici presupune egalitatea element cu element. Deci de aici apare sistemul că radical din A pătrat invers plus B pătrat ori cosinus de alfa egal cu A. Nu așa? Da. Și radical din A pătrat plus B pătrat ori sinus de alfa egal cu cine? Cu B. De acum minus B și A se repete la asta frânghi eu. Deci egalitatea celor două matrici mă duce spre așa ceva. Atenție! Atenție că de aici eu pe alfa trebuie să-l găsesc. Deci practic am ecuații trigonometrice. La urma urmei. Radical din A pătrat plus B pătrat ori cos de alfa egal cu A. Și în același timp, radical din A pătrat plus B pătrat ori sin de alfa egal cu B. Și trebuie să-l aflu pe alfa. Ce unghi alfa îi, ca să se întâmple așa, un alfa, să arătăm că există un alfa în ce zonă? De la 0 la 2 pi. Așa zice. Sigur, numai de la 0 la 2 pi să fie mai multe unghiuri, da? Cum procedăm aici? Optăm radicala pătrată cu două relații, apoi să adunăm. Și ridicând ambele la pătrat și le adunăm, cred că dă o identitate. Da. Vine cos pătrat plus sin pătrat, face ură. Să vedeți că așa este. Da. Deci vine A pătrat plus B pătrat, ca să trece A pătrat plus B pătrat. Ori cos de alfa, cos pătrat de alfa. Da. Egal cu A pătrat. Și din nou vine A pătrat plus B pătrat. Ori sin pătrat de alfa. Egal cu sin pătrat de alfa egal cu B pătrat. Și adunându-le, cum ai spus tu, scot pe A pătrat plus B pătrat în factor. A pătrat plus B pătrat. Pe lângă cos pătrat de alfa plus sin pătrat de alfa. Egal cu A pătrat plus B pătrat. Adică, prin plecăm pe altă sură, sau duc sin pătrat plus cos pătrat, face 1. Puțin cos sin și cos. Deci, care e necunoscută? Da. Noi am putea face din simpla relații
A radical la pătrat plus B pătratul cos de alfa egal cu A, am putea rezolva să-l găsim pe alfa? Adică din ecuații de tipul următor. Aș cos de acolo, cos de alfa egal cu A pe radical din A pătrat plus B pătrat. Hai să spunem pe cea de asta. E posibil așa, nu? Da. Și sin de alfa, sau sin de alfa, dacă o iau pe cealaltă, egal cu B supra, radical din A pătrat plus B pătrat. Întrebarea mea este, numai pe prima având-o la dispoziție. Era că aparține mulțimii mirosorul la K. Am formulă de rezolvare. Da, da. Egal cu plus minus, plus, minus, să ne amintim. Minus, hai să scrie formula. Da. Deci, să zicem că merg cos de alfa egal cu A, am rezolvat ecuația asta elementare, cosinus de alfa egal cu A supra radical din A pătrat plus B pătrat. Am să o luat deoparte și vă amintesc că pentru ecuația cos de x, cos de alfa egal cu 1 pe 2, da, alfa cât ar fi? Când cosinus e 1 pe 2? Am avut în cercul triunghi. Nu, la cât e cosinusul 1 pe 2? La 60 de grade. Și mai este 60, deci este, atenție, tot când cer mă descurc, așa ca să înțelegi un pic problema. Deci la 60 de grade este 1 pe 2. Și când mai este la tot 1 pe 2? Și la minus 60 de grade. Și la minus 60 de grade, deci în stânga și în dreapta. Da? Deci ce spunem? Atenție, nu te grăbește. Și spun așa, pentru cos de alfa egal cu 1 pe 2, rezultă alfa egal cu plus minus, plus minus, adică și în partea de sus și în partea de jos. Plus minus 60 de grade ar vine. Da? Deci basculează. E funcție pară, da? Da? Și cu negativ și pozitiv. Plus minus arc cosinus. Arc cosinus de 1 pe 2 plus 2 ca pi. După o rotație completă mai dau. Da? Plus minus arc cosinus de 1 pe 2 plus 2 ca pi. Aici ar fi că alfa egal cu plus minus 60 de grade. Plus de 2 ori 2 ca pi, adică de multiplu de 2 pi. Da, după 2 pi, adică ce înseamnă? 360 și 720 și mai departe. La sinus era... La sinus, sigur că o găsim și pe acolo. Vezi, noi avem așa. Cos de alfa egal cu A supra radical de A pătrat plus B pătrat. De aici ar fi că alfa egal cu plus minus arc cosinus, da? Plus minus arc cosinus, plus minus arc cosinus de A supra radical din A pătrat plus B pătrat plus 2K pi. Iar dacă aș face-o aici, alfa ar fi egal cu minus 1 la K, minus 1 la K, ori arc sinus, dar sinus de B supra radical din A pătrat plus B pătrat, adică din valoarea asta, plus K pi, plus K pi. 2 K pi, rotația completă s-a făcut aici, vine în legătură cu K-ul ăsta, da? Și de ce se reduce? Nu, la 2. Deci, nu 2 capi, ci plus capi. Cu alte cuvinte, dacă aș avea urma cu asta, aș rezolva după formula asta, dacă aș avea urma cu asta după formula, dar vezi că noi le avem simultan. Și atunci aș vrea să ne rezolvăm, să găsim unghiurile comune. Și pentru a găsi asta, fac raportul, simt pe cos, tangent aici. Deci, practic, eu mă duc după, ca să le împint amândouă, formula de ecuații trigonometrice elementare. Și atunci, făcând raportul, să spunem, a doua pe prima, poate fi și prima pe a doua, e cotangentă? Da. Dar pe a doua pe supra prima, vine că radical din
A pătrat plus B pătrat ori sinus de alfa supra radical din A pătrat plus B pătrat ori cos de alfa este egal cu B pe A. Cu A diferit de 0. Că dacă A este 0, n-am voie să fac chestia asta. De ce nu am să fac, n-am voie să fac așa ceva? Pentru că nu există fracția B pe A. Și nu este tangenta atunci, e paralelă. Și deci asta s-a simplificat cu asta, să știi că tangentă de alfa e egal cu B pe A. Cu A diferit de 0. Și condițiile astea găsesc repede unul. Alfa egal cu arc tangentă. Arc tangentă de B pe A. Plus K. Și cu asta am găsit în rotația ce există unghiul acesta. Arc tangent de B pe A. Legătură cu A și B date. Așa, plus K pi. Și voi lua K numai 0 sau 1 cel mult. Ca să fiu în cerc. Deci găsesc două perechi. Pentru că e egal cu 0. Rezultă că alfa egal cu arc tangentă, alfa 1, arc tangentă de B pe A. Și pentru K egal cu 1, alfa egal cu pi, arc tangentă de B pe A, plus pi. Da, deci plus pi. Și în felul ăsta am arătat că sunt două. Asta că n-a egal cu 0, a diferit de 0. Dacă a egal cu 0, e clar că în condițiile acestea, cine este 0? Când a-ul este 0, produsul ăsta egal cu 0, înseamnă cosinus să fie 0. Și când cosinus e 0? Când suntem pe axa care? Cosinus 0 pe axa sinusului, adică pe y, nu? Pe axa y-lor. Da, pe axa y-lor. Și acolo, iarăși găsim unghiul. Ori e pozitiv, ori e negativ și găsim pe respectiv funcție de sinusul care ne dă aici. Că B-ul îi spune că trebuie să fie diferit de 0. Dar avea, dacă și așa B-ul e 0, apare sinusul și cosinusul să fie 0 în același timp. Nu se poate. Nu se poate sinusul și cosinusul să fie 0. Ați văzut când una e 0, cealaltă e 1 sau minus 1. Și de ce o dată radical n-a pătrat plus B pătrat? În concluzie, trebuia să arătăm că există alfa și este de forma asta găsit de noi, de tipul arc tangent de B pe A plus K pi, cu A și B elemente ale matricii B mare. Deci, practic, cine definește matricea B? Elementele A și B. Da? Dar este din modelul AB minus BA și atunci îți permite să găsești pe alfa acela. Era întrebarea dacă găsim pe alfa acolo răspunsul, da, îl găsim. Făcând tangenta, când A diferit de 0, sau dacă A e egal cu 0, atunci B-ul diferit de 0 va fi obligatoriu și găsim poziția pe axa Y. Ce mai aveam aici? Ce zici la punctul C? Se calculeze M la N și N la N. Ia să vedem taxul. Am uitat. Noi îmi trebuiam și el, dar cred că îl lăsăm așa pe acolo. Să rupi singur. Da, să rupi singur. Deci, tu spuneai așa. M este matricea 1, 1, minus 1, 1. Deci, ai spus că M este matricea 1, 1, 1,
1, 1, minus 1, 1. Radical din 3, 1, minus 1, radical din 3. Radical din 3 și? 1, 1, minus 1, radical din 3. Minus 1 și radical din 3. M, M, mai. Și că trebuie să aflăm pe M la N și N la N. Deci cine este M la puterea N? Și cine este M la N? Vă idei dacă aveți. În general, când avem ABC la un exercițiu, nu întâmplător avem ABC. Probabil că trebuie să folosim rezultatele de la A și de la punctul A și la punctul B. Dar ne ținem cont de asta. Dacă această problemă ar fi fost aruncată direct așa, fie matricea M egal cu 1, 1 și minus 1, 1, atunci încercam să mă duc după ce știu eu.